Având în echipă gameri anilor 90, este imposibil să nu ne apucăm să povestim întâmplări cu diverse periferice de gaming din copilărie. Și la noi pe piață au penetrat sfios, înainte și după revoluție, jocurile video. Fie că discutăm despre casete de HC sau Terminator, Nintendo, Sega sau ale altor producători. Cert este că au ajuns și la noi în țară periferice dubioase, care de care mai pestrițe, de la tobele DK până la Laserscope. Din acest motiv ne-am decis să alcătuim un tip al celor mai tidioate, stupide și prost gândite periferice de gaming din toate timpurile. Așadar, top 7 cele mai prost gândite periferice de gaming. Pe locul 7 avem Nintendo Power Glove, în principiu un sistem de cerneluri și butoane pe care nimeni nu-l dorea și nimeni nu l-a cumpărat. Asta în ciuda unui film care a popularizat atât produsul cât și seria Super Mario. Jucăria a fost atât de prost gândită încât producătorul său a dat faliment la scurt timp după introducerea Power Glove-ului pe piață. Nu era comod, nu avea destule jocuri care să suporte pe de-a întregul controllerul dubios și era extrem de incomod. Cine dorește să stea să butoneze pe braț? Un eșec comercial și una dintre cele mai mari pete pe reputația Nintendo. Încă un periferic Nintendo se află pe locul 6. Konami Laserscope, dubioșenia asta numită cască, era gândită pentru capul unui copil și oferea o metodă inovativă de a interacționa cu jocul prin viu grai. Practic, ori de câte ori urlai în microfonul Laserscope-ului cuvântul Fire, acesta executa comanda. O singură problemă, mai multe la drept vorbind. Utilizatorul putea să urle ce obscenită îți dorea în microfon, pentru că Laserscope-ul se activa la cel mai mic zgomot de fundal, făcând perifericul, în esență, o bucată inutilizabilă de plastic. Pe locul 5 avem Alpha Grip AG5 sau motivul pentru care mulți oameni au suferit multiple fracturi de falange. Ideea lui Alpha Grip AG5 era să ofere gamerilor un hibrid între o tastatură și un controller, reușind să nu fie nici una, nici alta. O combinație de incomod și dureros a fost pe drept atribuită acestui periferic. Conceptul de iGrip dorind să fie incorporat și pe telefoane și alte obiecte. Alpha Grip-ul era gândit să facă experiența de tastare mai ergonomică, simplă chiar, cu 6 shift-uri incluse între cele 42 de butoane ale controllerului. E ca și cum ai încerca să simplifici luceafărul traducând opera în japoneză, pentru o mai bună înțelegere. Dacă am început cu Nintendo, Sega sunt și ei prezenți în acest top cu un periferic extrem de interesant, The Activator. Un octogon de plastic care proiecta niște raze infraroșii, care odată întrerupte, activau unul dintre butoanele Genesis-ului. Problema a fost că sistemul era încărcat de o groază de erori mecanice, elemente precum ventilatoare de tavan sau grinzi, putând să întrerupă razele infraroșii și să activeze închipuitul controller. Mai mult, acesta înregistra atunci când dorea el comenzile, oricât ai fi încercat tu să dai din picioare și din mâini. Ce făcea Activatorul un dezastru era și faptul că doar 3 jocuri au fost produse special pentru el. Eternal Champions, Mortal Kombat și Comics Zone. Pe locul 3 avem Aura Interactor, un produs care aparent a avut succes conform paginii de Wikipedia. Asta până realizez că acest produs a fost adus pe piață undeva prin anii 90, iar tehnologia de identificare a sunetului nu era prea avansată. Aura în esență era un rucsac care prindea zgomotele din joc și în funcție de intensitate îți oferea stimul senzorial. Gen te gâdila pe spate cu sunet, transformând zgomotul în vibrație. Dar din păcate nu prea distingea ce ieșea de pe Genesis sau Nintendo, Aura fiind compatibil cu ambele platforme. Din păcate, interactorul era incomod, venea cu un încărcător cât casa și indiferent câte milioane au băgat la vremea aceea în el, nimeni nu a mai auzit de Aura Interactor după anii 90. Medalia de argint merge la o bucată de lemn. Unul dintre cele mai idiote periferice de gaming din toate timpurile este o simplă bucată de lemn, posibilă armă albă în funcție de caz, în care fixai controllerul de Atari 2600. Acesta era Stick Station-ul, un lemn gândit să-ți facă controllerul mai ergonomic, putând să-l ții în brațe și să-l pui pe masă. Este și o armă senzațională împotriva unui zombie, un opritor de ușă costisitor sau o bucată de lemn pe care pui controllerul de Atari. Pe locul întâi avem de departe cea mai tâmpită chestie pe care am putut să o găsim pe net. Faceți cunoștință cu Hipshot Dot, o ventuză pentru monitorul tău menită să te ajute să tragi mai bine. Adică perifericul, da, este pe bune o ventuză pe care o aplici pe monitor, în centru. În funcție de rezoluție, ventuza având un punct roșu care îți indică constant centrul ecranului. De ce Dumnezeu ai lipit pe ecran o ventuză cu LED-uri? Teoretic, pentru a-ți îmbunătăți ținta. Practic, pentru a avea un centru de ecran blurat, în care ai un LED roșu care îți indică unde se duce tot timpul primul glonț. Dacă vă mai aduceți aminte, pe vremuri, această problemă se rezolva în săl din România cu o bucată de scotch și un marker. Dar dacă vrei LED-uri, plătești LED-uri. Acestea au fost alegerile noastre, suntem aproape siguri că am ratat câte ceva.
așa că vă rugăm să ne împărtășiți din aventurile voastre în lumea trăznită a perifericelor de gaming. Până săptămâna viitoare, când un nou top va fi publicat pe zonă, vă urăm o zi cât mai plăcută și nu uitați, like, share, subscribe, apasă pe clopoțel!